Nenorocirea a avut loc în această dimineață la ora 8, pe strada Grenoble din capitală. Fetița de 9 ani, ca de fiecare dată, se îndrepta spre școală. Deja fiind în apropiere de liceul în care învață, copila a vrut să traverseze strada, însă a fost lovită în plin de o mașină de marcă Renault, la volanul căreia se afla un tânăr de 22 de ani. Din imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede o coloană de mașini care staționau, cel mai probabil din cauza ambuteiajului. Banda opusă însă era liberă. Potrivit poliției, fetița a trecut neregulamentar strada, iar șoferul avea viteză mare, iar din această cauză a purtat copila pe capotă câțiva metri. El a fost reținut pe un termen de 72 de ore în izolatorul direcției de poliție municipiului Chișinău și riscă o pedeapsă comisoare pe un termen de la 3 până la 7 ani. Șoferul deocamdată nu a putut explica cu certitudine toate circunstanțele, că era în stare de șoc. Tot din imagini se văd câțiva șoferi care au ieșit din mașini ca să acorde ajutor copilului. Fetița a suferit traumatisme grave și a fost transportată la Spitalul Valentin Ignatenko din capitală. Acolo s-a stins din viață. Copilul a dus în stare extrem de gravă, un stop cardio-respirator, cu traume incompatibile cu viața. Întrucât fetița avea la ea ecusonul, poliția a anunțat imediat administrația instituției unde învăța. Directorul adjunct al liceului nu a vrut să ne vorbească în fața camerei. Ne-a spus însă că eleva era în clasa a doua și că era unicul copil în familie. Tatăl e plecat la muncă peste hotare, iar mama recent a aflat că este însărcinată. Din cauza tragediei, elevilor li s-a interzis să plece acasă neînsoțiți. Părinții, dar și copiii, susțin că în această zonă au loc destul de des accidente și că le este frică. Deși în preajmă sunt câteva treceri de pietoni, ei spun că rar șoferii le acordă prioritate. Au spus că a avut loc un accident la trecerea de pietoni și profesoara categorică, adică fără părinți, deja nu dau voie la copii nici până la porțile școlii. Răscrușul aici e foarte, foarte periculos și multe accidente, foarte multe accidente se întâmplă. Poliția atenționează părinții, dar și copiii să traverseze regulamentar strada doar pe treceri de pietoni, iar șoferii să respecte limita de viteză.